Calvarul începuse. Arestați la diferențe scurte de timp, toți cei 16 acuzați ai lotului Teodorescu, Alex și alții au fost anchetați și condamnați, primind pedepse între 5 și 25 de ani. Numele acestora este precizat amplu în raportul redactat pe 6 octombrie 1958 de către Alexandru Drăghici. Acesta susținea în amănunt existența unei vaste conspirații legionare în interiorul Bisericii Ortodoxe. Grupul judecat a fost compus din 16 persoane. Toate arestările au fost făcute în același an, 1958. Teodorescu Alexandru, Danil Sandu Tudor, arestat la 14 iunie. Făgețeanu Alexandru Adrian, arestat la 25 februarie. Ghiuș Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghe Sofian, Dubneac Felix, Papacioc Angel Arsenie, Mironescu Alexandru, Văsâi George, Mironescu Șerban, toți arestați în aceeași noapte cu părintele Danil. Rădulescu Nicolae, Pistol Grigore Dan, arestați la 29 iulie. Dabija Gheorghe, Voiculescu Vasile, arestați la 5 august. Stăniloae Dumitru, arestat la 4 septembrie și Mihăilescu Emanuel, arestat pe 18 septembrie. Un exemplu edificator al verticalității și asumării apartenenței lor la o mișcare spirituală și duhovnicească este chiar procesul și cuvintele pe care inculpații le-au rostit în final. Părintele Scrima povestește că în ceasul ultim al judecății s-a ridicat Alexandru Mironescu și s-a adresat tribunalului. Nu am nimic de adăugat în ceea ce mă privește. Nu cer nimic pentru mine. În schimb, vă cer să reconsiderați prezența aici ca învinuit a doctorului Vasile Voiculescu. Vă rog să vă gândiți că sunteți pe cale de a condamna pe unul dintre cei mai mari poeți și oameni de cultură ai acestei țări. Inutil însă. Doctorul Voiculescu a fost nu numai condamnat și închis, dar în mod inexplicabil chiar pentru regimul acelor zile, supus unui tratament sălbatic. Cât despre ceilalți inculpați, nucleul grupului de la Antim și, în primul rând, părintele Danil, ei și-au menținut depozițiile anterioare. Dintre cei care au fost inculpați în acest lot, 12 sunt cei care au făcut parte din grupare. Spre exemplu, părintele Stăniloae, deși inclus judiciar în lotul rugului aprins, nu a făcut și nici nu avea cum să facă parte din el. Părintele Danil va fi condamnat la 25 de ani de temniță grea pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale și 15 ani de temniță grea și confiscarea totală a averii pentru infracțiunea de activitate intensă contra clasei muncitoare. Părintele Adrian Făgețeanu a primit 20 de ani de muncă silnică pentru activitate intensă contra clasei muncitoare și contra mișcării revoluționare. Părintele Benedict Ghiuș a fost condamnat la 18 ani muncă silnică, confiscarea averii, 10 ani de degradare civică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. Cu pedepse asemănătoare au fost condamnați părintele Sofian Boghiu, părintele Felix Dubneac, călugărul diacon Roman Braga, profesorul universitar dr. Alexandru Mironescu, Șerban Mironescu și studenții Gheorghe Văsâi, Nicolae Rădulescu și Emanuel Mihăilescu, care în fapt nu au făcut parte din grupare, ci erau mlădițele pe care părintele Danil vroia să le crească. Fraza tip care apare în actul de acuzare dictat de Tribunalul Militar al Regiunii a doua, prin sentința 125 din 1958, stipula că aceștia au atras tinerii într-o activitate mistico-religioasă, manifestându-se cu ei dușmanos la adresa ordinii sociale existente. Închiși, torturați, înfometați, bagiocoriți până la dezumanizare, sutele și miile de deținuți în numele lui Hristos au fost transformați în martiri ai celui mai cumplit experiment anticreștin din istoria comunismului. Odată am fost dus la Suceava să fac și acolo la o anchetă și a venit un personal de a s-a intrat în celulă
Am intrat în celulă, am început să-mi dea cu o bâtă în cap, cu cizma în piept, în inimă, în toate, m-a trântit jos, a început să mă lovească așa de rău. Și m-am uitat puțin cam ciudat la el. Deci ce te uiți așa la mine? Zic, dacă ați fi auzit că am făcut un rău cuiva și vreți să reparați, să-l aparați, nu trebuie să dați cu atâta ură și furie în mine. Dar abia ați intrat pe ușă și mă loviți. El îmi spune, ce crezi că n-am conștiință? Din durerea cea mare, am început să zâmbesc, să râd. Ai conștiință. Cuvântul lui Dumnezeu în pușcărie însă nu a putut să nu rămână viu. De fapt, acesta este singurul temei devenit sprijin și alinare celor care au devenit fără voie și neîntemeiat actori într-o piesă stupidă.